Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Emisiunea noastră de astăzi cuprinde momente și evenimente din viața culturală și spirituală a românilor de pe aceste meleaguri. Vă dorim în continuare vizionare plăcută! Din sumarul emisiunii de astăzi desprindem. La Doloave a fost organizat Festivalul Vinului pentru cea de-a 13-a oară cu mare succes, iar la Pancova și Ivanovo a fost marcată Ziua Limbii Materne cu promovarea limbilor minoritare de pe raza orașului Pancova. Asociația iubitorilor de vin Sveti Trifun din Doloave a organizat și anul acesta pentru cea de-a 13-a oară Festivalul Vinului sub denumirea de Vinariada. Această ediție a început cu degustarea și punerea în vânzare a vinurilor gospodărești din producția autohtonă și s-a încheiat cu manifestarea centrală care a avut loc pe data de 14 februarie printr-un program cultural-artistic și proclamarea celor mai bune vinuri. Mogu da kažem i da se pohvalim da onaj osnovni cilj udruženja, a to je znači da jednu nepravdu koja je učinjena Dolovu i ljubiteljima vina i proizvođačima vina, da vratimo vinograde u Dolovu, polako dobija jedan svoj tok i da kažemo da ide u plusu. U zadnje dve godine članovi udruženja su zasadili oko 6 lanaca vinograda i što je najpohvalnije, jesenas smo kao udruženje mi zasadili 1000 sadnica. To je jedno. Drugo, isto tako i manifestacija polako, evo vidite i danas, dobija na nekoj, da kažemo, masovnosti. Trudimo se dosta, evo danas imamo izlagače opreme iz Vršca, imamo izlagače iz Novog Sada, imamo izlagače iz Omoljice, imamo naše, znači, članove koji izlaže vino. Tako da, kažem, mogu da budem zadovoljan i ja, a da budu i, znači, članovi udruženja, a i vinogradari, znači da se nešto dešava jako pozitivno kad je u pitanju sadnja vinograda i kad je u pitanju onaj osnovni cilj rada našeg udruženja. La această ediție a Vinariadei de la Doloave, în concurență a fost un număr record de 95 de vinuri, albe, roșii și roze, iar cele mai bune au primit premii. Promovarea manifestării în cauză și a vinului de calitate s-a desfășurat pe data de 7 februarie în piața centrală a orașului Pancova. Počela je vinarijada sa današnjim danom, navodno 7 dana naših danih vina, tako smo ih nazvali. Evo, danas imamo prvu promociju u selu i pozivamo sve da dođu. Večeras imamo i degustaciju ocenjivanja vina. Cu acest prilej, la Doloave, au fost organizate și manifestări adiacente, vernisare expoziție de pictură, de fotografii ale membrilor Asociației Iubitorilor de Vin, de echipament pentru producția vinului, precum și a expoziției etno, iar întreaga manifestare s-a încheiat cu un program cultural-artistic bine conceput. La conferința generală UNESCO din 17 noiembrie 1999, data de 21 februarie, a fost proclamată Ziua Internațională a Limbii Materne, care are menirea să promoveze utilizarea limbilor materne în lume, în special a limbilor minoritare. Pentru cea de-a 4-a oară consecutiv și anul acesta, la Pancova, a fost marcată Ziua Internațională a Limbii Materne. Au fost prilejuite mai multe manifestări ocazionale și tribune publice sub auspiciile municipiului Pancova. În media stres a început să sărbătorească Ziua Internațională a Limbii Materne pe data de 21 februarie, din urmă cu 4 ani. La o idee comună am ajuns împreună cu fostul ministru al culturii, Voislav Braiovici.
care a aprobat și primii bani ca să sărbătorească la Pancea Ziua Internațională a Limbii Materne. S-au schimbat miniștri, însă noi am continuat și mai departe să sărbătorim această sărbătoare a multiculturalității, în care promovăm deci toate culturile și limbile care se vorbesc și care există aici pe teritoriul municipiului Pancioa și, bineînțeles, limba mea maternă, limba română și cultura poporului român. Anul acesta manifestările au început pe data de 18 februarie printr-o reuniune științifică la care au participat filozoful Dragoslav Živković, doctor profesor Nicica Beceva și coordonatoarea In Medias Res Svetlana Nicolin. Au vorbit despre problemele lingvistice. În discuții s-au inclus și publicul interesat, o serată destul de interesantă și necesară pentru a se pune anumite probleme care există. Manifestarea centrală a avut loc tradițional pe 21 februarie la Ivanovo, unde au participat reprezentanța peste 10 comunități etnice din de pe întregul municipiu Pancioa. S-a cântat, s-a recitat în limba sârbă, în limba română, în limba maghiară, bulgară, în dialectul aromân, în limba bulgară, în limba greacă, în toate limbile care se pot auzi aici. În orele serii la Biblioteca orașului Pancioa am avut încă o reuniune, încă o tribună publică la care au participat reprezentanții ombudsmanului provincial și s-a vorbit despre mijloacele de informare în limbile minorităților naționale. Pot spune că sunt mulțumit, mai ales că de anul acesta manifestarea Ziua Internațională a Limbii Materne este o manifestare sprijinită de municipiul Pancioa și se încadrează între manifestările orășenești, așa numite. Manifestările au început vineri, 18 februarie, la Biblioteca Municipală, unde s-a ținut tribuna publică cu tema Multilingvismul și interculturalitatea, stâlpii societății moderne, iar festivitatea centrală a fost prilejuită luni, 21 februarie, la Casa de Cultură din localitatea Ivanovo, unde a avut loc un program cultural-artistic cu participarea reprezentanților a vreo 20 de etnii care au prezentat crâmpeie din patrimoniul cultural în limbile lor materne. Ovde postoji jedan sistematski rad na tom prostoru. Ovde se ulažu napori da se gaji, da se popularizuje sve ono što je interesantno i sve ono što postoji na ovom području. Tako da, zahvaljujući radu toj organizaciji, ali i podršci svim možda u gradu. Ako dozvolimo da ne govorimo maternim jezikom ili da nam bilo koji jezik odumre, bilo koje grupe, to znači da nismo valjano radili svoj posao. Zato vas veoma podržavam da negujete sve ono i da nam naravno omogućite da se to dalje razvije, jer ono što vi imate i što nosite, kao što je recimo bukvar koji smo promovisali nedavno u Ivanovu. În satul nou există două publicații, două periodice în limba română, Foaia Bobocilor și În Renașterea. Din păcate sunt două, dacă ar fi unul ar fi mult mai calitativ. În școala elementară din satul nou sunt 8 clase de la cursurile 1-8 cu predare în limba română. Un beneficiu aparte de care toți noi ne-am bucurat a fost când orașul Pancioa a adoptat ca și în satul nou uz oficial al limbii să fie și limba română. Însă, din păcate, concret nu s-a întâmplat nimic. S-au pus inscripții bilingve în limba română.
inscripția cu intrarea la sat a fost ștearsă, unde îi scrie limba română satul nou, de mai bine de un an de zile. La primărie nu cunosc că poți să te adresezi în limba română, adică nu sunt cadre angajate cunoscătoare de limba română la instituții și din cauza aceasta noi nu se poate, deci nu putem beneficia de acest drept. Aceste probleme trebuie să le rezolve organizațiile cu caracter românesc, deci trebuie să ridice aceste probleme. După cum știți, și în cadrul comunității românilor din Serbia, problemele încă nu sunt rezolvate. Eu sunt noul președinte ales, însă procesul, din păcate, prea mult se lungește de registrare și, de exemplu, pentru comunitatea românilor din Serbia, una dintre sarcinile principale ar trebui să fie monitorizarea drepturilor românilor de pe spațiu de aici, de unde trăim noi. În orele serii, la Biblioteca Municipală, a avut loc încă o reuniune publică la care au vorbit reprezentanții Institutului de Cultură al Voivodinei, reprezentanții Ombudsmanului Provincial și ai autoguvernării locale. Tema tribunei a fost codicele etic al mijloacelor de informare în mediile multietnice. Problemi sa kojima se manjinski mediji susreću prvenstveno se mogu svesti na neusaglašenost zakonskih propisa, imajući u vidu da je zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno i propisano da lokalna samouprava učestvuje u finansiranju medija, dok drugim zakonima, na primjer zakonom o radiodifuziji, nije moguće da država bude osnivač manjinskog medija. A sa druge strane, manjinski mediji se puno puta naravno susreću sa pritiscima i političkim pritiscima i pored toga tu je finansijski moment, izuzetno teško finansijsko stanje manjinskih medija koji ne mogu da budu komercijalni i potrebno je država, odnosno lokalna samouprava, po našem stavu učestvuje u finansiranju manjinskih medija, makar na način da se iznađe finansiranje troškova koje iziskuje stalni rad, na primjer troškova struje, grejanja, prostorija iznajmljivanja u budžetskim stavkama. Odnosno ostali rad, na primjer određeni programi u radu mogu da se finansiraju po nama i projektnim načinom finansiranja. I u oblasti službe upotrebe jezika i pisama je osnovni problem neusaglašenost propisa. Naprimjer, zakon o službe upotrebe jezika i pisama predviđa da se, naprimjer, izvod iz matičnih knjiga izdaje dvojezično, dok zakon o matičnih knjigama takvu mogućnost ne poznaje. Smatramo da je osnovni preduslov za kvalitetno ostvarivanje prava i manjinskih prava jeste prvenstveno red u zakonima da bi se praksa mogla ujednačiti. Jer ova praksa dovodi do raznog, čak i do diskriminisanja pripadnika manjina u raznim lokalnim samoupravama. Ja mogu reći da je postignut dogovor sa predstavnicima ministarstva lokalne samouprave koje su izrazili želju i volju da izađu u susret i da u najkraćem mogućem roku obezbede dvojezične obrasce. Upravo je to jedan odgovor na vaše pitanje što tiče stečenih prava, zato što u autonomnoj pokrajini Vojvodini ranije je bilo dugo godina u praksi izdavanja dvojezičnih izvoda. Tako da bi to bilo stečeno pravo koje je nažalost sad dovedeno u pitanje, ali se ja nadam da će biti ispravljeno. Što se tiče rumunske nacionalne zajednice, dala bih jedan primer. Radili smo monitoring učešća pripadnika nacionalnih manjina u sudovima, znači koliko je pripadnika nacionalnih manjina izabrano za sudiju i nažalost taj odnos s razmjerna zastupljenost nije postignuta u vojvođanskim sudovima i slabo se koristi rumunski jezik kao službeni i u sudskim postupcima, a također nažalost i u upravnim postupcima. Pokrajinski ombudsman 2005. godine još izdao preporuku da se učine napori, da se poboljša, da tako kažem, nacionalna struktura u smislu srazmjerne zastupljenosti i u lokalnim samoupravama i naravno vršio monitoring izvršenja te preporuke. Postoje određeni problemi koji se tiču, da tako kažem, smanjenja broja zaposlenika u lokalnoj samoupravi, treba pomiriti sa zahtevima postizanja srazmjerne zastupljenosti. Ja se nadam da ćemo zajedničkim naporima, da sa nacionalnim savjetima nacionalnih manjina
postići poboljšanje. Radili smo izveštaj za 2010. godinu u kojem smo prikazali da čak i u organima autonomne pokrajine Vojvodine, u pokrajinskim organima nije postignuta srazmjerna zastupljenost, a dosta se truda uložilo i to proteklih godina. I smatramo da je jako dobar mehanizam izmjena sistematizacije gdje će se propisati kao obaveznim poznavanje jezika manjine koje je službeno upotrebi za određena radna mesta. Svakako da je neophodno unaprediti informisanje na jezicima nacionalnih zajednica, zato što mi se čini da je sadašnji obim programa na jezicima nacionalnih zajednica prilično okrenut samo negovanju nacionalne kulture i maternjeg jezika, a da se zapravo savremeni trenutak ne prepoznaje u tom programu. Tako da mi se čini da i ove nacionalne zajednice, odnosno pripadnici nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji našeg grada, dnevne informacije prate na srpskom jeziku, što će reći da svoj jezik ne razvijaju u savremenom trenutku. I to mi se čini da bi bio vrlo značajan pomak kad bismo mi uspeli u gradu da, znači to bi bio jedan viši nivo informisanja, da pored negovanja kulture i tradicije svake od zajednica, zapravo obezbedimo i upotrebu savremenog jezika, jer naše zajednice su na ovaj način prilično udaljene od savremenog jezika kojim govori matica, znači koje se govori u zemljama u okruženju. Tu vidim najznačajniji zadatak lokalne samouprave. S obzirom da se puno radi u drugim oblastima u unapređenju nacionalnih prava i svakako postoje i druge strategije, tako da će i strategija informisanja uočila određene probleme i postavit će se određeni ciljevi da se ti problemi prevaziđu i da se svakako nivo informisanosti na jezicima svih zajednica koje žive na teritoriji grada podigne na veći nivo, a da se obezbede i redakcije na onim jezicima na kojima za sada nemamo informisanje. Este foarte bine că la noi, la România, există un anumit entuziasm, să zicem, și că fiecare localitate, practic fiecare localitate are un periodic, însă care iasă foarte rar, iasă o dată la an sau de două ori pe an, ceea ce este foarte rar. Deci, pentru a avea efect, nu se poate ieși o publicație, să uită cineva de ea și atunci iarăși se reapară. În rest, săptămânalul Libertatea în limba română, care apare săptămânal. Și cum sunt televiziunea Novi Sad, redacția în limba română, televiziunea Panceva, redacția în limba română, televiziunea Covecița are redacție în limba română, deci televiziunile regionale au redacție în limba română, ceea ce este foarte, foarte bine. Deci de asta este dacă vorbim pentru Voivodina. Putem vorbi și pentru Serbia, pentru Valea Timocului, mai ales pentru românii din Timoc. Este foarte mare păcat că, de exemplu, măcar programul în limba română pe care îl redactează televiziunea Novi Sad se poate fi recepționat și acolo ar fi un pas foarte, foarte mare înainte. Desigur, sunt multe lucruri care trebuie făcute și care pe parcurs trebuie rezolvate. Sunt multe localități care au probleme din cauza copiilor, deci eu personal sunt foarte mulți români care nu doresc să-și mai dea copii în clasele românești, asta nu îmi pot explica. Deci eu am o justificare simplă, dacă nu-ți dai copilul să învețe limba sa maternă, singur ți-o sândești familia la asimilare. Desigur că copilul, ca și oricare copil, mult mai ușor să folosească de limba sârbă în comunicarea de zi cu zi și limba română o să-i devină străină, la rândul lui copilului probabil nici nu ar mai vorbi românește, ori dacă nici nu mai știi să vorbești românește, atunci desigur că te-ai pierdut ca minoritate. Probleme sunt
de exemplu, și la liceul de la Libonar și la liceul de la Vârșeț sunt licee, deci noi le spunem licee românești, ele sunt, au o secție în limba română, însă avem probleme de cadre didactice, deci sunt foarte multe cursuri care se învață în limba sârbă, deoarece din cauza lipsei cadrelor de specialitate. Inițiatorul și organizatorul manifestărilor cu privire la marcarea zilei limbii materne și de data aceasta a fost Asociația Civilă Centrul Euroregional in Medias Res din Panciova, în frunte cu președintele Valentin Mic. În luna septembrie am început cel de-al treilea ciclu al cursurilor al atelierelor deschise de limba română și dialectul la român. Acum, în zilele acestea de iarnă, nu sunt atâția de mulți. Din cauza bolii, din cauza frigului, de obicei avem vreo 20 de cursanți într-un grup. Deci avem două grupuri de limba română și un grup de dialectul la român. Deci, în total, peste 50 de cursanți, dar nu sunt toți permanenți, dar suntem mulțumiți dintr-un motiv că, să spun, mulți dintre copiii români de aici, din Pancea, sau de origine română, sau dacă le sunt un părinte român, au frecventat într-o perioadă aceste cursuri. Au învățat lucruri elementare, se citească, se scrie. Deci dacă doresc să continue la cursul avansat, pot învăța și mai multe despre limba română și despre cultura poporului român, despre istorie, despre tot ceea ce este legat de poporul român. Am avut și serii foarte interesante, tematice, serii la care au fost proiectate filme românești. Deci cursurile nu le frecventează numai români, le frecventează și sârbi și toți cetățenii orașului Panciova interesat de limba și cultura poporului român. În ce zi se desfășoară cursurile și care sunt profesorii? Da, cursurile se desfășoară în fiecare joie, începătorii la ora 6:30 după masă și grupul avansat la ora 7:30. Profesorii sunt Branislav Simici și Simeon Lăzărianu deocamdată. De altfel, o avem și pe profesoara Simona Lăzărian, ne ajută și Marina Ancheițan. Vă ocupați și cu activitatea publicistică. Care sunt proiectele pentru anul acesta? Da, anul acesta trebuie să apare de sub tipar antologia poeziei în limba, în dialectul român. Deocamdată și mai avem câteva cărți pregătite, dar în dependență de banii de care vom dispune. Dar antologia va apare cu siguranță în primăvara aceasta. Și revista pe care o editați? Da, revista Secolul 21, care se preocupă de problemele multiculturalității, deocamdată nu mai apare din cauza surselor financiare. Apare temporar, dar o dată pe an. E prea puțin pentru nevoile care există. Numerosul public spectator a avut fericita ocazie să asiste la o adevărată sărbătoare a dialogului intercultural cu scopul promovării limbii materne ca mijloc de comunicare între diferite etnii și a păstrării identității naționale. Și s-o duc cinereța, n-am avut parcere.
Aici se încheie întâlnirea noastră de astăzi, stimați telespectatori. Vă dorim zile bune și la revedere până la o nouă emisiune.